Salut, eu sunt gospodarul casei, bine revenit! În acest video te voi învăța pe scurt cum să înlocuiești un set de robineți la un calorifer. Vorbim de robineții simpli, tur și retur, sunt aceștia. Aici avem turul, este robinetul pe care îl folosim cel mai des să închidem căldura și acesta este returul. În caz că vrem să oprim returul, el are, după cum știm aici, sub acest căpăcel, are un spațiu unde putem să băgăm o cheie de tip imbus și închidem returul. Dacă vă întrebați de ce înlocuim acești robineți, păi unul dintre principalele motive este acela că robinetul nu mai ține. Ați auzit probabil destul de des expresia nu mai ține. Ce se întâmplă? Mai exact îl închidem sau îl deschidem, el nu are niciun efect asupra circuitului apei în calorifer. Noi, de fapt, ne dorim să-l închidem. De asta există și acest robinet, pentru a închide căldura. Când este foarte cald, o închidem manual, astfel încât să nu creeze un disconfort termic. În cazul nostru, robinetul actual de la caloriferul din baie nu mai ține și va trebui să îl înlocuim. Pentru că celălalt nu are încă o problemă, dar aceștia venind la set, eu o să-i înlocuiesc pe amândoi, inclusiv turul și returul. Pentru a înlocui acești doi robineți, avem nevoie de un set de scule destul de simplu, mai exact un clește tip apagal și o cheie suedeză. Sau putem folosi doi clești de tip apagal, depinde de care aveți la îndemână. Să nu uităm și de banda sau ața teflonată, acel fir de teflon care ajută să etanșăm împotriva infiltrării apei pe lângă robinet. Cam așa arată un robinet utilizat undeva la 5 ani de zile pe o rețea de termoficare publică din București. Acesta a fost videoul despre cum înlocuim robineții unui calorifer, tur și retur. Dacă ți s-a părut util, share, subscribe și ne vedem data viitoare cu un video la fel de util pentru alte probleme întâlnite în mediul casnic. Pe data viitoare!